Eugen Nicolicea, Marin Iancu și Ioan Muntean din partea PSD au participat azi la Palatul Cotroceni la consultările cu președintele Iohannis pe tema situației din justiție. Tot azi au fost invitați și reprezentanții ALDE, însă președintele partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că membrii formațiunii nu vor participa la discuții, întrucât Iohannis nu vrea să-l revoce pe procurorul general Augustin Lazăr. Ministerul Justiției reia începând de azi cea de-a doua procedură de selecție a candidaților pentru funcția de procuror general, urmând ca noile interviuri să fie susținute pe 6 și 7 mai. Rezultatele celei de-a doua selecții vor fi comunicate pe 8 mai. Românii se pot înscrie începând de azi în programele Rabla Classic și Rabla Plus, edițiile 2019, bugetul alocat pentru acest an fiind de 320 de milioane de lei potrivit Ministerului Mediului. Marele campion elvețian Roger Federer a mai doborât un record în această săptămână, devenind jucătorul care a stat cel mai mult în top 10 ATP cu un total de 1020 de săptămâni. Până acum, recordul era deținut de americanul Andre Agassi cu 1019 săptămâni. Iar președintele sud-corean Moon Jae-in dorește să aibă o întâlnire oficială cu liderul nord-corean Kim Jong-un, ca parte din eforturile diplomatice privind denuclearizarea Coreei de Nord, relatează Reuters. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.